V-am dat niște filmulețe cu copiii voștri. Da. A fost un moment emoționant, pentru că pentru unii dintre voi au trecut 2 săptămâni de când sunteți în această competiție. 2 săptămâni departe de un copil este destul de mult. Și sper că v-a bucurat. Foarte mult. Și mulțumim. Hai să vedem și noi imaginile. Hello. Așa. Vrem să transmitem cu ocazia zilei de 1 iunie, zilei copilului. Vrem să transmitem și noi copilului nostru Elias David la mulți ani. Multă sănătate. Multă sănătate, să fie fericit alături de noi, să fie un copil cu minte, sănătos și să ne bucurăm. Să fie sănătos. Să ne bucurăm toată viața de el. Ce șai, cum ai crescut? Se studiază el acolo, prietenul tatăl. Vrei că o să ajungă specialist în roți? Ia l-ai. Cizmele de cauciuc, dă-i înainte niște pietricele, așa de o mică gustărică. Vreau să fie aici cu noi, bubu nostru. Bubu-mi, vreau să fie cu noi. Cița! Da? Vino-mi cu-a! Pisica! 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 Mami! Pisica! Dar ei n-aud? Sau e videoclip? E pisica! Nu mă, stai că cred că e live! Nu, nimic! Nu vă auzim, voi n-auziți? Nu, uite și pe Tavi! Se pici! Ai, seara, mă, nu e live, e clip. Ce drăguț! Bă, dar vreau să-i auzi, mă! Uite, ține pisica lui tata! Ține pisica lui tata groază! Habar n-are simțul! Ține pisica lui tata groază! Nici Tavi, nici pisica, habar n-au simțul! Habar n-au, da! Hai, mama, e! Aaa, ce drăguț! Aaa, ce lechea! Ce faci? Am văzut și pisica. Am văzut, bă, dar ce gras era! Ce gras este! Și-a îngrășit fraierul. Îmi trebuie bine cu mama ei ta acolo, îi dă de mâncare. Păi și dă mama acolo de mâncare, dar nu? Mm-hmm. Dar mama de fiecare dată îi dădea mâncare pisicii. Ce? Iubire mică. Hai, gata, că trebuie să fii gătoare. Trebuie să fii gătoare, de aia suntem aici. Dragoste fără secrete. Carmen, te-ai emoționat și acum? Da, m-a emoționat foarte tare imaginile și prima dată când le-am văzut și acum. Da, mi-e foarte dor de fetița noastră. Nu ne așteptam. Chiar mă așteptam la altceva, dar la imaginile astea, video. Și mai aveți foarte mult timp. Da, da, suntem doar la început. Sunteți doar la început. Și sperăm în să rezistăm până la final. Da. Fetița? Da. Ba da. Dar în același timp e dureros. Da. Da. Narcisa? Da, într-un fel ne-a mai încurajat. Ne-a mai dat un... Ne-a amintit scopul pentru care suntem aici. Mă bucur mult. Narcisa? Da. Noi am văzut pisica, s-a îngrășat. Da. La imagine era mama care îl ținea pe fratele meu și bunica mea care îl ținea pisica și amândoi nu știau de ce sunt filmați. Pisica evident că era o pisică și fratele meu nu prea întreabă de ce este filmat. Și amândoi voiau să plece, amândoi erau, nu, eu plec. Pisica la un moment dat a scăpat, fratele meu la fel și a început să sară prin pat. Amândoi nu aveau stare și era așa drăguț să-i revedem, jur. Mai ales pisică. Da, ne e foarte dor. Ne e dor de pisică. O avem de când de la... Apropo, pe ce credeți că ați făcut vârfurile în weekend? Pe ce momente? Nu știu, am avut un weekend destul de relaxant, ca să spunem am așa. Am mai vorbit, am făcut la un moment dat un campionat de Macau.